Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5. Suntem astăzi alături de nimeni altul decât de... Cătălin, Lin. Oh, Cătălinian, aveți link în descriere. Și avem o cursă cu Mustang. M-am dus. Băi, m-am dus mai târziu că am vrut să-mi iau poză de thumbnail. El a vrut poza, bă. Nu uitați să dați și voi un like acestui episod. Strângem măcar și noi 300 de like-uri. Ce ai făcut, frate? Am să dau în tine, frate. Stai așa că prinde o viteză. Ia pune tu frână acum. Nu mai pun, frate, că acum ți-ai luat. Pune frână. Am luat distanța. What? Tine. Ce a fost asta, frate? Mi-ai stricat camera. Opa. Hai că e bine. Opa. Asta mă împinge în aer. Îmi dă bully și în aer, frate. Bineînțeles că eu am pierdut controlul, nu tu. Dar de ce să pierzi tu controlul? Frate, ți-ai arătat aptitudinele de șofer. Da, mă, da. Hai că vine parcurul și vedem acolo care. Bă, sincer, sper să vină parcur, că pare doar drum drept. Uite-te în față, deasupra ta oaie. Nu văd oaie. Ai de viața mea. Dar nici pe tine nu te-am lăsat. Aole, să vezi că n-avem viteză acum. Dar nici nu renunți. Dar nu mai da pe animalele, că vreau să fac invers. Da, n-avem. Da, când dau respawn. Bravo, frate, du-ți respawn. N-are rost să mă chinui. Păi îmi lua mai mult să mă întorc decât să... N-are niciun sens. Aoleu, îți trebuie viteză plană, rău. Aici rămânem. Te-ai dus. El a luat decizia corectă să-și dea respawn. Opa, flipul. Cum ar fi să nu treci acum? Am sărit pe lângă. Nu mai zic nimic. Ce-mi plac. Cum e, mă, posibil? Am fost atât de bine centrat și totuși am sărit pe lângă. Asta înseamnă că săritura e strâmbă, săritura în sine. Bă, ceva nu-i bine, mă, ce-am făcut aici? Da, acum am dus strâmb și sar perfect. La el cum sare animalul, cum se învârtea în aer. Păi, asta trebuie să faci, frate. Să arăți, să-i demonstrezi jocului cine ești, câte poți. Da, frate, parkourist adevărat, am auzit de tine. Oh, face bravo. Backflip, frontflip. Bravo, frumoasă săritură. Doamne. Așa e că ai sărit tu pe lângă acolo? M-am dus blană, nu că am sărit pe lângă. E bine. Bă, cum reușește mereu, mă, să ia la început în fața mea și după aia rămâne blocat? Păi cam asta e norocul meu, că rămân blocat la un checkpoint. Dar acolo cu cursa aia cu jeepurile chiar mă bubuit rău. Uite-te și tu unde am căzut. Bă, două în acolo. Spatele tău. Doamne, iartă-mă, s-o lovit de bordură. Ba, mai făcut eu curse cu mașina asta, e proasta, rău, mă. Tu te, bă, că e faină. Trebuie să-mi amintesc să fac... Exact. E o mașină foarte faină și extrem de proastă. Bă, trebuie să-mi amintesc să fac cursa asta, să văd că mai am de făcut o cursă, să o câștig acolo. Hai că mai faci cursă dacă e... O fac, frate, o fac. Da, deci pe mine o să mă găsești tot aici. Am mai făcut un episod. Ce, exact ce trebuie să fac? Ce s-a întâmplat? Mi-am luat panică. Îți schimbă mașina, nu știi ce trebuie să faci. Da, nu știi. Ia uite aici. Da, nu mai zic nimic, mă. Ia-i off-road mașina, mă. Bă, nu știu ce trebuie să fac, oaie. Doamne. Bă, cât de slabă poate fi mașina asta, mă? Eu nu mai înțeleg. Da, nu știi că te ajung imediat. Bine, frate, dar nu înțeleg pe unde trebuie să mă. Salut. Eu schimba mașina. Ce faci, mă, cu roțile? Ce animal norocos. Pot să cred că o căzut. Deci m-am aruncat de 50.000 de ori, nu știu. E bine, măcar te-au aruncat și e pe bine, m-au aruncat blană. O trebuie să-mi dau 10 respawn-uri să-mi dau seama că trebuie să mă duc pe partea aia. Mă bucur. Eu acum mă vin și mi-au după tine. Bravo. Nu cred, deci nu cred, bă, nu cred așa ceva. Nu cred, uite-te unde lasă mă bată și zicea că mașina e proastă. Frumos, domne, frumos. Pa, asta e infectă dacă aia e proastă. Da, adevărat. Mamă, am pus frână, am reușit să pun frână. Iar. Oare toată harta e așa? Ba, nu, mă. Și bate un pic joc de noi. N-ai potoaie, de 5 minute. Deci n-ai cum să stai de atât amar de timp la același checkpoint. Și nu-i nimic dacă greu. Dacă nu intram acolo în tine, treceai. Probabil. Dar n-ai intrat în mine, ai intrat pe sub mine și mi-ai dat boost și mi-ai aruncat. Mai mult tu ai intrat în mine. Opa, am auzit bubuiala. S-a întâmplat chestii? Bă, de bubui n-am bubuit, dar driftuiește rău de tot asta. Mamă, trebuie să mergem pe chestii mișcătoare acum.
Stai, frate, să vin și eu. E greu la ce asist aici, sincer. Opa, de la volan, frumos. Hai, mă, că e faină cursa când ești pe locul 1. Mai nașpa când ești pe 2. Bă, deci am făcut toată cursa asta, m-am dus și m-am întors și totuși o sar ca animalul, de parcă nu știam ce urmează. Bravo. Și am sărit ca animalul, dar am reușit să mă opresc. Nu, mamă, cred că eu... M-am dus în drift pe laterală și m-am oprit fix jos. Câte checkpoint-uri avem? Are 15 din 25. Lejer. Opa! Bă, nu mai ia curbe! Ai făcut pan. Aolo. Bă, mi se pare o prostie, mă, când trebuie să te întorci pe același traseu. Adică e lipsă de imaginație totală. Da, mă, da. Păi, da, mă, pui aici. Pe locul 1 nu zicea asta. Pui același checkpoint-uri acum, serios. Bă, e viața când ești pe locul 2. Bă, dar ce terapează, mă, asta așa? Bă, chestii noi, bă, sau pune un semn că trebuie să te întorci. Și îți dă checkpoint-ul la 10.000 de kilometri. Ok. Da, zici că e pe gheață mașina asta, nu-mi place. E mai nașpa decât prima. Prima era boboc, mă, pe lângă asta. Da. Doamne ferește, m-am mers, cred că, un minut pe ceas și am căzut în față la checkpoint. M-ai ajuns, cred că. Da, cât te-am ajuns, dacă e. Ești pe săgeată, eu-s după săgeată. Deci, ca să-ți faci imaginația, aici, înainte să schimbă mașina, eu am mers până în capăt și am căzut. Se vede alunecă că... prea tare, efectiv zici că ești pe gheață. Se vede că te-ai enervat, în loc să-ți spui ca să-ți imaginezi sau ca să-ți faci o idee, ca să-ți faci o imaginație. Așa am zis? Da. Serios? Da, ca să-ți faci o imaginație. Bă, cred că o oboseala, bă. Cred că nervi. Dar ce are, mă, dacă-ți faci o imaginație? Da, frate, am luat pe imaginație. Dar nu mă dau de aici nici mort. Dar aștept să dă-te, bă, odată, bă, animalule, că am venit și eu. Dar uite-te și tu că nu poți să se redreseze pe asta, mă, tu îți dai seama? A! Poți să cred! Bă, dar nu m-ar fi împins, mă, că zut eu repede. Hai, ce tare a fost asta. Bă, nici n-am apucat să dau în tine, măcar, bă. Stai, mă, du-te, mă, odată, mă, că nu stau toată ziua aici. Opa. Măi, baia, mă duc tare. Tu o să pici, că te grăbești. Hai, mă, serios, că te las, să trecem de asta. No, imaginează-ți că eu, sau cum am zis, poți imaginație sau ce? Da, măi, dar cum să ajung perfect să cad acolo, mă, nici măcar n-am încercat să dau în tine. No, 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 no. Eu am căzut efectiv, uite aici, la ultima asta. Hai că acum n-am mai căzut, ce-mi dă? Îmi dă, aolă, ghici ce? A. Trebuie să ne întoarcem. Du-te, bă, lasă-mă. Dar măcar avem mașină faină de data asta. Da, hai să te văd cum treci de mine. Hai că asta e prea bună, am accelerat un pic și s-o dus. Bă, și puteam să trec frumos, bă, eu nu înțeleg de ce fac asemenea greșeli. Hai să vedem care o să cedezi. Salut. Lasă-mă să trec, că eu am ajuns mai departe decât ai ajuns tu. Hai că vedem dacă ai loc aici. Poate ai loc. Ui, așa ai loc. Nu bag mâna. Hai, mă, că e loc, serios. Nici nu l-am atins, bă. Să mă redresez și sunt eu. Vedeți, pro player, bă. Păi n-aveam ce să facem. Stătea acum ori unul, ori altul. Am mai făcut una exact așa cum până zic. Am avut ce să facem. 5 minute, ne-am tot împins. Dar e șmecheră mașina asta, are demaraj blană. Da, e prea blană. În sfârșit o mașină bună. Hai, bă, că și prima a fost faină. Asta e, cred că e Sultan, nu? Nu știu. Da, e Sultan de la cu două uși. Forță Sultan. Opa, ca animalul, ca animalul. Mamă, trebuie să facem toate astea fără checkpoint, ești normal la cap. Nu, 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 nu. Hai de capul meu. Ce toate astea fără checkpoint? Până în capăt. Păi și da, astea mișcătoare. Și-au fost și la întoarcere. Și acum mă grăbesc la sfârșit, că așa fac eu de obicei. Ah, am ratat. Bine, eu am luat checkpoint-ul, te anunț de pe acum. Aoleu, mama. Iară de la mișcătoare. Mă, uite-le, bă, că pleacă tot din fața mea, bă. Și la mine la fel. În sfârșit nu mai plecat.
Un citișor. 18 din 25, 6 dă un DNF, un citișor. Dar de ce ești tu așa sigur că îmi dai DNF? Pentru că totdeauna îți dau gen. Uite, aici, de exemplu, poți să vinzi stamping. Ui, bă, animalul, bă, când, bă? Nici n-am știut dacă sunt chestii mișcătoare acolo, am sărit peste toate. Mamă, las, eu am stat și le-am făcut tot ce pe toate. M-am ieși dus acasă. Ca animalul, m-am dus. Mamă, mamă, mai ce nicio șansă să mergi tare, că mai urmează mai multe. Băi, frate, adoră când nu nimerez drumul. Trebuie făcut în ce, că uită-te ce e în față. Degeaba prin... Du-te, bă! Deci de 3 ori eu n-am reușit să nimerez drumul. Și nu mă refer la ăla unde ai ajuns tu acum. Ok. Am ajuns pe ăsta. Frumos, și am căzut? N-am căzut încă. Caz, frate. Mamă, ce emoții am pe drumurile astea. Gata, mă. Acum mă pot întoarce după tine. Bă, nu fă de-le. Mamă, dar ce merge mașina asta? Da, când o lăudam, ne schimbă. Hai să vedem ce ne dă. Opa! Nu cred că era nici asta, nici să... Hai, bă! Bine, mă, unde? Nu știu, dar oricum mi-a plăcut faza aia cu animalul acolo de m-am dus blană. Da, nu mai să dai DNF, el. Mă, că sunt spatele tău, acum schimb și o mașină. Nu ești în spatele meu, mă. Păi în spatele tău fizic e tu și nu sunt, da, cu mașina eu. Acum am dat seama că tu te referi la faptul că tu iar te duci blană și treci de toate. Că iar îți desea mișcătoare. Nu chiar, că mi-am pierdut controlul. E după, stai așa. A, mă duc cu spatele. Hai că m-am dus cu spatele, trebuia să iau curbe invers. Gata, mă, în citișor, se trece frumos. Opa, am trecut și eu ca animalul pentru prima oară în viața mea. Nu, mă, că l-am învățat și uite-l cum se duce da, acum. Da, numai una din două. Bineînțeles, era și culme. Bă, dar eu nu pot dar opri, nu mă, driftuiește mașina asta rău. Nu mă las, stai aici, tot așa să... Își permite, mă, ho, 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 ho. Bun, am trecut ca animalul, bine, mă. De ce l-am învățat, mă, tainele și secretele mele? Aolo, de ce am ales să fac asta, oaie? De ce ești... sunt atât de bun la jocul ăsta? El e atât de bun. Bun eram cu T la sfârșit. Vai de capul meu. Păi am vrut să zic și eu bun cu T la sfârșit. Animal Planet. Ce înseamnă bun? Ai înțeles tu ce am vrut să zic, că ești but, adică. Aleu. Hai că eu-s but. Bă, eu n-am mers drept. A, ce faci, frate, te-am ajuns? A, nu zău. Nu zău, bă, pe a doua nu poți trece, dar tot încerc, mă, eu tot insist. Și la a doua nu poți să treci așa tare. Nici la prima mai nu. Ah. Nu, nu, bă, care n-am ținut-o facă... drept, bă, că treceam. Problema e că nici încet nu merge. Hai, frate. Dacă o țin încet, patinează nebuna. Da, nu mă las. Uite, odată m-au spawnat și pe mine pe mijloc și am făcut curbă. Bun, aici care-i schema? Stai așa. Care-i șpilul? Bun, asta cred că e schema, cred că am făcut bine. Doamne ajută! Bine, bă! Gata, mă, iar ne schimbă mașina. Ne-a dat Porsche. Hai, bă, direct, la secundă a fost, mă. La secundă ai pierdut. Nu mai mere, gata. Opa, lagul ăla, bun. Frumos. Bă, îmi place Windows 10 asta, mai ales Microsoft-ul. Eu dau la notificări să nu mai apare, să nu mai mi apară cererile de prietenie, ele tot apar, frate. Nu cred, bă. Le-am făcut toate și n-am nimerit drumul. Că nu mi-ai fi zis și mie, las-o încet după aia. Nu, zău. Eu n-am făcut asta odată. Lasă să simt și tu. No, mai aici așa. Mi-au DNF, că eu nu am stare să calculez și mă duc ca animalul. Păi așa m-am dus și eu. Opa, dar am mai luat un checkpoint. Suntem la 24 din 25. Opa. O zis el ceva din DNF. Mamă, m-am dus dar și eu perfect odată. Tot ca animalul mă duc. Cred. Tot nu mă las. Acum am nimerit bine. Aoleu. Da, te salut de pe locul 1 DNF.
Bă, nu poți să zici că... Dar nu mai merge. Ah. Bă, câteodată ai văzut că e bugul ăla infect de apeși W și nu-ți face nimic? Mașina încetinește în continuare? Nu, era de la slow ăla acolo. Opa, și-am terminat, se pare. Ia să vedem. DNF, DNF. Da, bă, toată lumea în cor. DNF. Una e să-ți iei DNF la, check, la penultimul checkpoint, oaie. Bă, e fain de obicei. Acum era ultima aici. Țin o blană, țin o blană, serios. Aia, te-ai dus strâmb. Era ultimul, frate, la 24 din 25. Respect pe DNF. Ia uite cum stă și n-am se acceptă înfrângerea. Asta e, frate, mai pățăști. DNF. Bun, vă mulțumim super mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut DNF-ul. Ia uite, iată la el. Ce dans face el acolo, băi, mare TikToker mai ești tu. Nu uitați un like, share, subscribe, aveți în descriere tot ce trebuie. Noapte bună, pa, pa. Pa, pa.